Laura Lynn Cross, o profesoară în vârstă de 37 de ani din Ohio, riscă să-și petreacă următorii ani din viață la închisoare după ce s-a descoperit că are un copil cu elevul ei, un băiat de 14 ani. Sentința Laurei urmează să fie dată luna viitoare. Mama elevului minor a fost cea care a anunțat poliția. Aventura celor doi a început odată cu vizitele făcute de băiat acasă la profesoară. Inițial, băiatul mergea la piscină, apoi a început să rămână peste noapte în casa Laurei. Tatăl adolescentului a declarat pentru presa locală că fiul lui și profesoara întrețineau relații intime. Profesoara a recunoscut în fața judecătorului că este vinovată și că tatăl bebelușului ei este minorul care era elev. Cei doi aveau o relație amoroasă de 3 ani. Mai mult, pe site-urile de socializare, cei doi aveau foarte multe poze împreună.